stimați prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog! Pregătim mâncare, prieteni! Curățăm niște morcovi de la bio. Așa. Să știți că legumele sunt frate. Prieteni, a ieșit soarele frumos. Se vede, nu? Că e soare. În sfârșit nu mai avem că ploaie. În sfârșit vedem și căldură. Dar acum e prea puternică. Așa. Și bine, hai să vă arăt o cratiță faină. Tigaie, cratiță, nici eu nu știu cum se spun. Mai degrabă cam o cratiță, să zic așa. E bun așa de găsit. Ceva mai scăzut. Și vreau să o probez, prieteni. Să vedem ce gust de la mâncare. Am cumpărat-o de la un om. De la un țigan de-al nostru. Vedeți, prietene, acum iar găsesc păstăi de fasole galbă. Acum fac doar cu pulpe. S-a un pic bun pe afară. Fac 2 ardei pentru că este tocan și să fie mai multe legume. Nu așa? Trebuie. Mama, eu uite de ceapă. Nu vine de ceapă. Aici e de-asta celălaltă. Eu zic că asta una e de ajuns. Nu zic că spart prins. Așa. Să vă arăt și plăcițele, prieteni. Vedeți. Dar cred că nu o să le pun pe toate, pentru că sunt prea multe. Facem mâncare, dar să văd ce fac pentru David. David încă nu s-a trezit, prieteni, să rucă la plimbare. David, prieteni, nu știu ce să fac, parcă iar din nou nu știu ce. Nu este prea bine, David.
timp să mă duc. Doar știți bine că doar ce am fost la spital și am făcut tratamentul și am urmat și acasă tratamentul. Și acum trebuie să ia pauză 3 luni, nu știu, trebuie să sun la medic să văd ce fac. Am mult bucătăria afară de mine, nu sunt foarte bine. Aici se fac numai noapte. Noaptea, când e ceva în caz de urgență și nu trebuie să stăm afară. E așa zic. Prieteni de ulicica mea, vă place? Asta e a doua prieteni. Am pus ceapa la călit. Am pus și ardeiul. Și morcovii. Eu nu pun morcovii pe răzătoare, îmi place să vad așa. Care pregătim și roșiile. Uite, eu le fac și așa din mână. Sper că și voi faceți. Da, așa sunt. Și astea merg la mâncare. Мирозня.
schimbat lingura ca să nu facă zicul mult, așa urât. Uite că știți că nu i-am gătit totul ăsta-i. Marea elea de alalte. Mă uit un pic la prăjală. Să știți că era filmarea de acum două zile și am pus să ieși. Ieri am făcut mici la grătar, carne de pui, de veste, de porc și nu am mai filmat. Nu am avut niciun timp. Da. Singură cu grătarul, cu copii, cu soruca de familie. Bă, ce se spune, se prezintă prăjala și adaug cu deci toate astea s-au călit. Și acum adăugăm apă. Am adăugat și pulpele de pui, prieteni, că sunt așa de la micuțe, așa de pui. Și acolo sunt la fiert. Haideți să vedeți cum se prezintă mâncarea. Vedeți, prieteni? Dar nu prea mai mi-arată telefonul ăsta bine, de la avut, cu cadavul în cameră. Și acum adăugăm fasolea. Lasă așa lungă, pentru că data trecută am usat-o pe mâna la Maria, un pic, și nu s-a mai găsit deloc fasolică. O să lăsăm ca spagheti. Știu că nu vă place, că iar ziceți că e prea lungă, că nu are nimic.
fierbe, se moaie. Și nu era fasole deloc. Cât trebuie să opresc ca să amestec aici. Vă arăt, prieteni, cum a ieșit mâncarea în cratița cea nouă. Vă place, prieteni? Gata, prieteni, am terminat cu mâncarea la frăciocă. Care vrea să mânce, mânce. Care nu, mâncă mai târziu. Da, prieteni, și vreau să vă mai spun și eu ceva, prieteni. Chiar vreau să vă rog foarte frumos și din suflet, prieteni, să urmăriți și noi filmulețele. Pentru că să știți că chiar am mare nevoie. Dacă dumneavoastră nu vizionați, n-am cum. Și chiar vă rog frumos să vizionați în continuare. Vă pup și mai revenim mai târziu sau mai pe seară. La revedere!